Eu zic că nu există prezent fără trecut, nici viitor fără prezent. De aceea, cu cât trecutul va fi mai limpede, cu atât și prezentul va fi mai... și viitorul va fi mai limpezi, mai clare. Pe de altă parte, însă, Heraclit spunea că noi oamenii nu ne putem scufunda de două ori în apa aceluiași râu. Eu zic, haideți, totuși, stimații mei, să încercăm să ne cufundăm în urmă cu 16 ani. Asta de dragul adevărului și pentru un viitor mai bun.